Varianta luată în calcul de Federația Română de Rugby ca partida să se joace pe noua arenă, Arcul de Triumf din capitală, a căzut întrucât formalitățile pentru inaugurarea acesteia nu au fost încheiate. În aceste condiții a propus ca loc de desfășurare arena Ion Oblemenco din Bănie. Înaintea acestui joc, care va avea loc duminică 7 februarie 2021 de la ora 18, stejarii ocupă ultimul loc în clasament cu 5 puncte, cu două mai puține decât belgienii. Cele mai multe puncte, 19, le-a câștigat Georgia. O victorie le-ar permite tricolorilor să evite ultimul loc și meciul de baraj tot pe teren propriu pe 20 sau 21 februarie 2021 cu Olanda, pentru a decide care echipă rămâne în Rugby Europe Championship. La începutul lunii martie, cele 6 echipe din Rugby Europe Championship vor începe turneul de calificare pentru Cupa Mondială din 2023, care se desfășoară în Franța.